La vremuri de criză intră în școli și materii pe măsură, elevii se vor familiariza de acum cu termenii economiei moderne. În baza unui acord între Ministerul Educației și BNR, elevii din clasele a 11 -a și a 12 -a vor învăța despre activitatea băncii naționale. Cosmin Blaga are informații. Cosmin, ce spune elevii despre acest proiect? Liceenii sunt încântați că vor afla mai multe despre sectorul financiar și mulți se gândesc să aleagă din toamnă să studieze această materie care este opțională. Pe lângă detalii legate de activitatea Băncii Naționale a României, elevii vor învăța și ce înseamnă inflație, credit ori dobândă, termeni economici de care se lovesc în viața de zi cu zi. Reprezentanții BNR simt că se simte o ușoară îmbătrânirea informațiilor economice pe care le primesc acum copiii la școală, așa că aceasta trebuie actualizată. Mulțumesc pentru informații, Cosmin.